Iar colega mea, Diana Dumitrașcu, ne explică. Diana, bun găsit! Bună ziua, bun găsit tuturor! Într-adevăr, de astăzi, 1 februarie, intră în vigoare regula potrivit căreia certificatul COVID este valabil doar 9 luni de zile în absența unei doze booster. Așadar, certificatele digitale au o perioadă standard de acceptare de 270 de zile, dar acest lucru se aplică doar pentru călătorii în interiorul blocului comunitar. Așadar, dacă în următoarea perioadă plănuiți să călătoriți în Uniunea Europeană, interesați vă cu mare atenție care sunt condițiile pe care le impun țările în care urmează să ajungeți, pentru că dacă acestea cer un certificat COVID care să aibă și doza a treia, doza booster, atunci fie veți fi nevoiți să faceți această doză booster, fie să apelați la restul variantelor care vă rămân la îndemână, eventual să prezentați un test, rezultatul unui test negativ, sau dacă țara respectivă impune o carantină de 3 sau 5 zile, să o respectați la fața locului. Sunt tot mai multe țări care pun în aplicare această regulă stabilită de Uniunea Europeană la nivelul Comisiei Europene. Spre exemplu, Austria aplică această regulă încă din luna decembrie, dar sunt și țări care consideră că certificatul COVID trebuie să aibă o valabilitate mult mai mică. Spre exemplu, în Grecia el e valabil cu 2 doze, doar 7 luni, iar în Belgia doar 6 luni. Asta e valabil dacă plecați de aici către țările respective, însă dacă în perioada următoare intenționați să veniți din Uniunea Europeană în România, regula este că momentan nu se schimbă nimic, urmează ca și țara noastră să reglementeze aceste specificații indicate de Uniunea Europeană, asta potrivit declarațiilor făcute de șeful de STU, Raed Arafat. Regulile urmează să fie modificate în următoarea perioadă, până atunci intrarea în țară este permisă cu certificatul COVID care are doar 2 doze.